apartament cu 200 de euro și de astăzi nu mai plătești decât dacă vrei să modifici ceva în interior. Da, deci nu, nu, oamenii de aici nu plătesc curent. Zero, tot. Nu plătesc reciclare, pentru că centrala de reciclare funcționează cu curentul pe care îl generează ei. Deja au luat pe deșeuri de la alt cartier de Bisavie, au luat pe deșeuri bani. A. Au cumpărat deșeuri de la oameni, deci au luat... Ei fac bani. Fac bani. Îți ia deșeuri nu și le ardei. Nu plătești iarna factură la întreținere? Absolut nimic. Căldură, nici, apă caldă, nimic? Zero, zero. Nimic, deci n-ai niciun cost. Costul zero. Incredibil. Pare... Adică chiar e așa? Pare ireal. Deci un apartament cu terasă, vorbind de un penthouse, da. Automat îți revine un loc în port. A, dacă ai penthouse, îți revine. Nu, nu, deci peste 100 de metri pătrați. Peste 100 de metri pătrați, da. Deci cam un apartament să sară de două camere. Deci de la trei camere deja ai un loc. Foarte interesant conceptul ăsta și ideea asta, adică nu plătești curent, nu plătești aerul condiționat vara, nu știu dacă e nevoie nu de aer nevoie, condiționat nu în Suedia, dar iarna factura la încălzire, mă gândesc că e foarte mare și să nu plătești factura la încălzire, mi se pare incredibil. Practic centrala aceea pe care o iau ei, care arde deșeuri, care este undeva sub aceste clădiri, nu? Sub acest cartier, deci sub acest cartier, da. Vezi, totul sunt garaje. Sub, da. Practic acea centrală arde deșeurile, în felul ăsta mă gândesc că rezolvă cu energia termică, da. Nu? Și mai produce în plus energie electrică pe care o folosesc. Cu niște turbine, gazele se ard, care se produc din resturile de mâncare. Da, gaze, se ard. Da, sunt turbine, folosite și alea la ardere. Acoperișurile sunt pline de panouri solare. Solare și se generează electricitate, da, nu? Da. Am înțeles. Deci, una deci vedeți cartierul de blocuri, între ele sunt și anumite case. Stai un pic că dacă îți faci un calcul cât te costă un apartament în București, să zicem, nu? Dai pe el... 50.000 de euro, să zicem, un apartament. Folosibil cu... până la primul cutremur. Da, zicem că nu vine cutremur. Și cât plătești factura de întreținere în fiecare an, și curentul, și gunoiul, și tot ăsta, și păi... această casă, deci, da. Deci un apartament. S-ar putea să fie mai ieftin în termen de 20 de ani să locuiești aici, să ai o proprietate aici, decât să stai în București, într-un cartier comunist de blocuri. Dacă n-ai facturi, n-ai nimic. Filmați această casă, între blocuri. Da. Locuiește normal. Avem voie să filmăm, uitați bucătăria. Avem voie să filmăm în proprietate omului. Da, e liber, ai voie să filmezi. Da. Uite bucătăria, uite cum locuiesc oamenii. Deci aici locuiește cineva, da, nu e o... bucătăria, nu e nicio instituție. Nu e deci nicio... nu e o galerie de artă sau Doamne, ceva, nu. Deci locuiește deci, cineva. Uite, vezi, deci că spuneai, uite, vezi, sunt două blocuri care sunt la fel, după urmează celelalte două, care și le diferă, dacă te-ai puțin la terasă sus. Da, da. Altfel, totul diferă. Da, e foarte interesant această zonă. Și pe acolo cred că trece o autostradă ceva ca sau un bulevard ce este tramvaiul care merge prin cartier și autostrada e puțin mai încolo, dar e tunel. Deci ești prin tunel. Ești prin tunel, da. Și unde merg oamenii ăștia cu bărcuțele astea? Pe unde se plimbă? Prin jurul deci Stockholmului, unde? Mai ieși în jurul în Stockholm, da. Ești la pescuit și apoi poți să ieși în Marea Nordului. Da, în Marea Nordului. Poți să mergi în Finlanda, Estonia, unde vrei să depinde fiecare de preferințe. Da. Ce înseamnă civilizație? Arată într-adevăr foarte frumos.